Un pensionar a furat din greșeală o geacă de $1.000.000 din Muzeul Picasso din Paris, devenind hoț fără să aibă habar. Pensionarul a observat la Muzeul Picasso o jachetă albastră atârnând singură de un cuier. Fără să remarce cărțile poștale vechi care ieșeau din buzunare, pensionarul a luat geaca. A îmbrăcat-o și a ieșit cu nonșalanță din muzeu, purtând, de fapt, o lucrare a artistului spaniol Oriol Villanova, în valoare de $1.000.000. Camerele de la vedere au surprins scena, iar conducerea muzeului, împreună cu jandarmii, au dat rapid de urma făptașului. Pensionarul a recunoscut furtul, dar a spus că nu și-a dat seama că este vorba despre operă de artă. Având în vedere vârsta sa, a fost eliberat cu recomandarea călduroasă de a nu mai fura.